Salut și bine ați venit la un nou video în care o să vedem împreună un pic așa din Rotterdamul ăsta. Hai că mi-am ciupit un cablu aici. Opa, așa, să-mi dau jos ochierii. Aici va fi cu dechis, bine că nu-i aglomerat. Azi dimineața unul s-o urca pe... Băi, ceva pus bine, de ce n-ați zis? S-a urcat acolo pe triunghiul ăla de curbă. Și n-a fost fain deloc. Mergeți mai departe 2,3 km. Lăsăm să vorbească și... Hai, mai lasă-mă, faci. Hai că opresc sunetul, că ne. Unde suntem? În Rotterdam. Ce facem noi în Rotterdam? Ce-am făcut, mai degrabă zis, tocmai am încărcat niște suc de fructe. Da, la Continental Juice am încărcat 24 de tone de suculeți și mă duc în München. Dau chiar în München, aproape în München. La 300 de metri, întoarceți la dreapta. Uite că pe ăsta nu l-am oprit. La 300 de metri, întoarceți la dreapta. Ia uite, băi, avem un Heiser Camp aici. HKP, care ești, măi, HKP-ule? Nenu să uite. Stic. Ai noroc. Rot. Cisternă și ăsta, cred că tot pe acolo. A, el încarcă aici, mă, la ăsta, că am uitat cum zice. Viten, ceva gen. Cred că aici încarcă. Hiva, mă, Hiva, nu Viten. Viten e altceva. Vitera era, da. Hiva, la Hiva încarcă. Hai să lăsăm, încerc să-i lăsăm. Bă, acest. Cine au zis că nu o să am balans și nu o să am șocuri, s-au înșelat. Că am încărcat 24 în container de 30. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am încărcat doar vreo 80% din capacitate. Ce mai înseamnă asta? Că acel container de 30 de obicei nu are spărgător de valuri. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că o să-mi dea la șuturi până la München de o să dau pe afară. Aici era un vaporoi mare când am venit azi dimineață. Deci până la destinație am 721 de kilometri. 721. E ciudată firma asta la care am încărcat. De ce? Pentru că încărcarea e acolo de unde am ieșit. Și raportarea e aici pe lângă alea trei blocuri mari unde le vedeți alea. Un fel de zgârie noi. Ia uite ce mână avem aici. Sau ce să mă, balenă, bă, nu mână, bă, nu mai știi. Mă duc înainte, deoarece este cam închisă circulația pe aici, deși eu ar fi trebuit să ies aici la dreapta, dar închisă circulația. Mă duc înainte să vă pune, mă bagă GPS-ul numărul 2. Că tot îmi zicea cineva de, bă, că GPS, că TomTom, că nu știu ce. Da, folosesc din când în când și TomTom, că dacă tot îl am, însă nu recomand din cauza costului ridicat. Versiunea pe care o folosesc eu este o versiune foarte slabă și tocmai asta zicea cineva, că cum adică e slabă, că tu nu știi că TomTom-ul e. Bă, eu nu zic că nu sunt versiuni și mai bune de atât, dar versiunea pe care o am eu este tare slabă, nu prea o mâncat, e cam subnutrit, așa versiunea. Deci ce vreau să vă arăt pe aici, așa cam cum arată un pic din Rotterdam, îți dai seama, noi intrăm noi în oraș și de astea. Stăm aici, frumos, la periferie, ca străini. Băi, du-te bă până la giratoriu mai încolo, bă, băiatule. Băi, de ce? El face că el are treabă unde am și eu, știi? Cel mai probabil. Adică amândoi ăștia care au întors. Ei au treabă acolo unde am încărcat și eu, dar în loc să meargă în față, să, că mai e un girator și să intre prin spate și așa, ei fac aici române, da, treaba lor, ce zic. Ieri am mai fost o dată aici, aseară. Și aseară am văzut eu cum se treaba cu traseul. Hai să lăsăm aici. Partea faină la Rotterdam ăsta, băi, da, Boreos mare. Da, fuck. Uite cum mă trage înapoi, vei, dacă ai mai văzut ăsta. Orios Mario era să sunt ca prea pe
prea pe stânga cu dubița. Ne nu știu ce vrea să facă. A, vrea să meargă înainte. Ați văzut cum m-a tras înapoi, că am luat piciorul un pic de pe frână și m-a tras înapoi suculețul. Ce interesant și la ăștia, prima dată mi-a pus pulpă, știi că e sucul pulpă. Prima dată mi-a pus pulpă, nu știu, vreo câteva tone de pulpă. Și după aia a băgat sucul zămarca. Știi, și dacă e să luăm așa, avem sucul pulpă. Da? Păi ce fain se vede aici. Verde. Dar asta vreau să zic mai înainte, dacă n-am pornit aerul condiționat, mă, și mă coc aici. Mă coc! Ies abur de mine. Interesant la Rotterdam, el și la periferie arată fain. Arată super fain și la periferie. Bine, în Olanda, în general, arată localitățile, chiar dacă sunt mai îndepărtat, chiar ele tot frumos arată. Știi? Asta îmi place. Aici, pe dreapta, avem un fel de părculeț cu animale adevărate și animale figurine din tablă, cred că, nu știu ce. De exemplu, aici avem o lebădă sau o gâscă mare. Ia lolo. Frumos, frumos. Mai ales când m-am băgat pe dincolo, am venit prin partea din nord aseară. Un pic am aglomerat, ce-i drept. Da, fain, da, dai seama, vezi niște chestii tot. Zicea la un moment dat cineva că, bă, ce e așa interesant, că lucrurile se le vezi și în România. Îmi bat piciorul dacă am văzut undeva în România așa ceva ce am văzut eu în Olanda. Dar nu o chestie că am văzut un pod frumos, pod frumos vezi și în România. Nu, nene, adică gen dacă mergi 50 de kilometri, aia de acolo e tramvaiul sus, l-ați văzut, sau trenul ce-o fel la dreapta. Zerul acolo pe podul ăla o traversat. Deci dacă mergi 50 de kilometri, apoi 50 de kilometri să fie peisajul cât de cât asemenea. Nu vezi, bă, n-ai cum. Și clima e diferită și verdeață. Aici verdeață vezi chiar și în miez de iarnă. Vezi verdeață. În România nu prea vezi verdeață în miez de iarnă. Eu dau așa încet cu tărăbonța că mă tem să-i dau tare. Știi de ce? Pentru că dacă accelerezi tare, începe valul ăla și îmi strică tot cheful. Începe să mă șuteze și să mă facă în toate felurile. Și aici, uite, trebuie să frânez. Adică dacă accelerez brusc, trebuie să frânez mai brusc, știi, după aia. Că, nu, distanțe scurte. Și dacă frânez mai brusc, vezi cum vine valul și mi-a calul. Auzi, s-a făcut și verde, numai bine, acum, tâc, 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 mai tâc. Pe camere nu se simte. Nu vă dați seama, am observat că eu am tot urmărit chestia asta. Și da, nu, pe camere nu vă puteți da seama. De ce? Pentru că, Doamne-ți mulțumim, are și stabilizarea destul de bună. Ia uite voi ce popici mici aici jos, cărămizele astea acum sunt întoarse invers. Că băi, dar ce tare, nu știu dacă pe camera. Mamă, ce chestie, le-o întors invers ca să nu poată intra nimeni. Și ia să zic că stabilizarea la camera e destul de bună și nu apare zdruncinătura pe cameră, știi cum e în realitate. Dar în realitate zic eu că dacă n-ai centura pusă, cam dai cu capul în geam. La un val de la mare. No, GPS-ul mă părăsește. Hai, hai, oprește-te, că știu că aia urmează. Hai, să opri. Vedeți? Bă, când ți-o lumea mai dragă, te lasă GPS aici. Te lasă la Rotterdam. Când ți-o lumea mai dragă. Uf, așa. S-a închis și-a dat un restart. Hai, hai. Noroc cu Igor ăsta, băi. Eu v-am mai zis, băi, o hârmăr acolo, să aibă hărțile de la Igor cu doamna sau domnișoara Ioana, dă-te mai pânze, nu știu ce, într-adevăr, mai rămâne și la fără semnă, dar te descurc, bă, ăsta nu mi s-a închis, ăsta mi s-a închis, da, de câteva ori, dar mi s-a închis din cauza mea, că am un cablu vai de mama lui, care i-a l-am prins cu scoci, eu am și cablu de rezervă, dar nu vreau, domnule, să-l folosesc, că efectiv nu vreau. Și îl prind acolo cu scoci, o să-l mai vedeți voi în filmări, mai ales în short-uri de-astea. Dar uite ce de treabă e asta când mă las. Mulțumesc, dragă, mulțumesc, hai să-i dau un scurt avare. Eu mă duc pe următoarea, știi că mă duc către Utrecht. Mă duc la Utrecht, de fapt eu nu mă duc la Utrecht, mă duc la Eindhoven, dar da, ok. Către Utrecht o luăm așa, nii? Și mai vedem una altă, dacă am fi venit. Deci dacă în spatele nostru să vedeți ce frumos arată clădirile și na, toate astea. Da, nu să mai vedeți și în față câteva chestii. No.
Amsterdam, aeroport, Gouda. Gouda. Iam cu Gouda, de la Iam cu Gouda o fi venit. Da, știu că Gouda e altfel, dar da, să mă amuz și el. Brazic de GPS, da, deci ăsta de la Aigo, într-adevăr, are calul ăla și nu prindea, am avut camioane care nu avea bună priza asta de la brichetă și da, din cauza aia se mai stingea GPS-ul, știi că erau în anumite poziții, nu faia, nu prindea curent, știi, și da, să trebuie alimentare să opreau GPS-ul, simplu, dar nu din cauza lui, nu ți-l minte, știi, eu îngrijorarea pe care am avut-o maximă legată de GPS-ul ăsta a fost în primul rând că e chinezesc și în al doilea rând, de fapt nu știu care a fost primul și care al doilea, dar oricum astea erau îngrijorările maxime. Că e chinezesc și că, bă, no name, o să se strice, o să mă las, o să nu știu ce. Și a mai fost chestia aia că o să se încălzească, deoarece stăm parbriz foarte mult. Zic, bă, o să încingă ăsta, să vezi cum mă lasă, mai ales vara, să vezi tu cum o să se stingă el și o să mă descurc eu. Niciodată nu s-a închis din cauza căldurii, niciodată. Deci nu țin minte vreodată să fi închis el, să mă lase și Andrew, no. Într-adevăr, o mai rămas fără semnal, din anumite motive. Semnal GPS inexistent. Mai sunt foarte rar, dar se mai întâmplă. Dar să mă las el din cauza căldurii, no. În schimb, telefonul te lasă. Telefonul, da. M-a lăsat, eu am GPS și pe telefon, știi? GPS-ul ăsta de camioane, mă refer. Și da, telefonul te lasă. Ulimea, ce să-i faci? Ce să-i faci? Ce să-i faci? Așa-i prietenul, știi? Când e soare îți dă umbrela și când plouă îți o ia. Da, 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 da. Cred că așa o să numească ăsta cu tirul prin Rotterdam. Deci eu mai am videoclipuri prin Rotterdam, că am venit foarte des prin Rotterdam. Dar un video așa strict cu Rotterdam nu prea v-am arătat. Îl am și pe ăla în care am luat-o la pas prin Rotterdam. Am videoclipuri. Deci dacă stau să mă gândesc, chiar am vreo 4-5 videoclipuri, cel puțin. Plus terminale din Rotterdam. Avem ăla RST-ul, RSC-ul. Ce mai avem? În Rotterdam, ăla cu micii de la Rosenburg. Cele din EU. Da, mai sunt. Ăla RHB-ul, iar parcă l-am filmat. Da, peste 2,9 km. Încadrați-vă pe partea stângă. Da. Am amorții pe dreapta și mă așez în stânga. Ia uitați ce sediu de poliție au ăștia din Rotterdam și din Olanda în general, dar acum fiind vorba de Rotterdam, uitați-vă și voi ce sediu de poliție. Clădirea aia din față e clădirea poliției. Da, uitați-vă voi acolo cum arată poliția în Olanda și cum arată în România. Bine, și prin Germania găsești, dar în Olanda cele mai multe sedii de poliție, cam așa arată prin clădirea asta aici. O să vedeți cam pe dreapta, pe colț, imediat după ce trecem de balustrăzile de indicatorul salvat. E aici. Mamă, dar foarte puțin a luat. Da, da, că am luat curbă de aia. Bun, cât mai am? 713 km în total. Să las încet, că dacă găsesc vreo cameră pe aici, am pus-o. Mie nu place să merg în Olanda mai mult de 85 la oră. Oricum, tărăboanțele noastre nu merg mai mult de 85. Astea am început să... Dar mie nu place, că știi care chestia. Dacă ai cu 6 la oră peste limită, riscul de amendă crește foarte tare. Ia să mă încadrez și pe banda cealaltă. Vine unul cu learning, dar el nu vede că semnalizez. A, ai văzut, ți-ai deschis ochii, te-ai trezit, am unul. Ăștia de aici au L de la, știi, ăștia de la școala de șoferi. Au L deasupra, cum e la noi că scrie taxe aici, scrie, sau cum e la noi că scrie școala aici, scrie și aici școala de șoferi, dar are un L, știi, pe el și dai seama că de la cei care învață. Bă, și-au venit în spatele meu, s-au încadrat de pe banda 3 sau ce era alată din stânga, s-au încadrat pe banda mea și l-o să mă las, el venea peste mine aici, știi, adică peste mine.
ne-a semnalizat. Da, deci oricum, de aici începe zona industrială la acest rocker, da? Mai continuă cu tot felul de zone, că și aici sunt o grămadă de cartiere, o grămadă de împârligături, nu vă gândiți că gata, aici până aici sunt blocuri și de aici încolo nu mai sunt blocuri. O, că mai sunt tot felul de zone și aici, că trece apa, treci nu știu ce. Deci cine s-a plictisit poate să iasă de pe video, mulțumesc pentru vizionare. Pentru ceilalți, hai să mai vedem și în continuare ce și cum, deoarece ne mai așteaptă o zonă interesantă. Nu zic despre ce e vorba. După cum vedeți, aici este un lucru, autostrada, cred că așa cu ea, ăsta e cu learning-ului. Ăsta cred că a fost în spatele meu. Așa, te-ai băgat în fața mea, ai frânat. Foarte bine, aplaud. Și la noi tot cam așa te învață, stai liniștit. Eolălă, ia să vă, se bagă pe banda 1. 5, 4, 3, 2, 1, lasă, mă bagă, stai, tot. Vagonule. Mulți vagonule. Așa, foarte bine, uite că și eu mă grăbesc. Uite și ăsta cu learning, parcă mă că iară mi intră în față și frânează. A, pune semnalizarea, intrăm în față, așa. Așa, ia să văd. Să văd dacă frânează, și chiar e curios dacă frânează. Hai că bine, Doamne, îți mulțam, sănătate, drogul bun. N-aveam motiv să frânez, mai știi ce le tună pe cap. Eneco, niște clădiri cu multă sticlă aici. Coca-Cola, ia uite acolo. Ce se întâmplă, doctore? Se face ștau? Văd că acest camion green pe care voi abia-l vedeți. Eu am făcut un unghi larg așa să se vadă cât mai mult pe ecran. Dar parcă îmi pare rău că am cu chestia asta. De ce? Pentru că detaliile se pierd. Voi vedeți mult pe ecran, într-adevăr, dar se cam pierd detaliile. Ceea ce mie nu-mi convine. Hai să lăsăm camera mai puțin. Așa. Și cu ocazia să mă mai vedeți și pe mine, vă fac cu mâna aia. Hai. Când bate soarele să mă. Oho, 40 de kilometri, bun. Aici se încheie videoclipul. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Mă aduc aminte că prin 2021 foarte mult frecventam zona asta. Atât de mult o frecventam, o știam pe de rost. Toate parcările le știam bine, nu că acum nu le-a ști. Nu chiar pe toate așa ca atunci, dar atunci chiar toate. Și pe banda asta de accelerare din dreapta, ce se vede, m-am băgat odată deoarece am crezut că este ieșirea către parcarea pe care o să vedeți imediat. Eram în ștau și efectiv nu mai puteam trebuia să merg la baie sau chestii de genul. Nu mai puteam și la un moment dat am văzut pe dreapta că e banda aia de accelerare. Dar eu nu știu că e de accelerare, am văzut că e de ieșire, că aici o să vedeți și ieșirea și intrarea pe autostradă. Tot la fel e semnalizată și nu prea ai cum să dai așa seama, știi? Că e fiind coloană, bar la bară, numai camioane, nu vedeam în față, știi, care treaba. Bă, și văd asta, văd pe GPS că e parcare imediat, da mă, ia uite să vezi cine aruncă aici la hopul ăsta. Sunt bine de volan, opa, așa. Și zic, hai că ies, bă, ies și mă duc, că nu mai stau în ștau, zic, mă duc în parcare, că nu știu ce urgența avea meu. Și ghice, bă, mă claxonează unul de numai și când ies și eu pe bandă, îmi dau seama că aia e bandă de accelerare. Că la din fața mea a început să claxoneze, credea că eu mă apuc acum să-l depășesc pe el pentru 50 de metri, știi? A, când văd că... Ia uite, era cameră sus. Ați observat-o pe pod, dacă nu te rulați, e o cameră acolo. Ăștia te prind, mă, și te vorbesc la telefon și te lează cu ochii pe tine. Na, și vreau să zic că am ieșit pe banda de accelerare. Nu știam de ce mi-a ieșit ăla în față și claxona și... Ce costa, bă, băiatul? Și când s-o dat la o parte, mi-am dat seama că de fapt aia era banda de accelerare și ceva, mă... Ce să-i mai explic la urmă? Las-o așa, las-o așa. Stau aici, am intrat înapoi, dai seama. Ce să fac? Dar nici eu nu mi-am dat seama, știi, că despre ce e vorba. Dar ăla, când m-a văzut că te puse, s-o fi gândit că eu pentru a-l depăși pe el, mă bag eu acolo. Dar ajungă din mână. Te mai băga, când vorbesc eu, te văd. Și... Na, hai, mă mai gafez, ce să fac?
Bun, fraților, cam aici este videoclipul scurt, apare. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi frumoasă să aveți și să avem drumuri bune. Dacă mă vedeți prin trafic, da, și voi titi. Ciao, ciao.